Bună ziua, stimați telespectatori! Iată, ne revedem de data asta la el acasă, între cu ghilimelele de rigoare, dar putem să-i spunem și acasă, pentru că părintele mai mult aici stă decât acasă la el. Bine v-am găsit, părinte! Bine ați venit, bine ne regăsim și Doamne ajută! Nu ne-am văzut de ceva timp și vreau să spun că acest timp este undeva, cred că la vreo 5-6 luni, parcă așa sunt... Așa de repede zboară timpul. Așa de repede zboară timpul și atât de mult timp a trecut de când nu ne-am văzut. De data asta am venit la dumneavoastră aici la centru și vreau să ne spuneți noutățile, pentru că întotdeauna aveți noutăți și în afară de faptul că vă dorim multă sănătate și dumneavoastră și tuturor celor de aici și să vă dea Dumnezeu putere să treceți peste toate și pentru că aveți, din câte ne-ați arătat și mi-ați mai și spus, cazuri destul de complicate și de grele, totuși Dumnezeu vă dă putere ca să mergeți cu lucrurile înainte. Mulțumim pentru urări adresate nouă celor din centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii și pacienților beneficiarilor noștri. Și mă întrebați despre noutăți, vă dați seama, mie mi se pare că nu ne-am văzut de ieri, atât de repede zboară timpul, nu am mai... nu ne-am mai întâlnit în studio. Vă dați seama în luni de zile că sunt o mulțime de noutăți care sunt legate de activitatea noastră, de munca noastră, de evoluția cazurilor, de felul în care în țara noastră dependențele cuprind oameni și felul în care ei se raportează la aceasta. Sunt o mulțime de noutăți în ceea ce privește programul de terapie, privind terapia, tratamentul, dependența de alcool și alte droguri din centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii. Deja vedeți de 5-6 luni de când nu ne-am întâlnit și nu am mai vorbit, foarte multe lucruri s-au schimbat. Am trecut de la starea de urgență la starea de alertă. În starea de alertă acum oamenii circulă, avem o privire așa de ansamblu și cu ce a fost cu pandemia sau ce au mai fost molima astea, cum avem noi în sfintele noastre rugăciuni în ale bisericii. Vedem și felul în care a afectat din punct de vedere social și psihologic și al dependenților oamenii. Ne-am făcut o părere și felul în care unii oameni au parcurs perioada asta destul de dificilă și din punct de vedere social și din punct de vedere spiritual, relația cu biserica, cu Dumnezeu și din punct de vedere al propriilor neputințe, cele privind alcoolul, drogurile, jocurile de noroc, mai ales o dinamică foarte, foarte puternică și foarte vie și afară, dar și aici în centrul rezidențial. Părinte, suntem pe final de vară și acest timp estival, cred că s-a văzut destul de transparent cât de mult s-a amplificat ceea ce înseamnă băutura la volan, droguri la volan. Ne mai uităm la știri și mai vedem niscaiva vieți de oameni luate de alții, tot pe fondul băuturilor și a drogurilor. Cum s-a manifestat aici, în centrul dumneavoastră, această perioadă? Ceea ce dumneavoastră vedeți pe ecranele TV sau la diferitele posturi în știri și așa mai departe, aici noi resimțim efectul acestor comportamente și acestor transformări care au loc în comunitatea extinsă în țara noastră. Ați văzut, ați fost martorii și nu mai departe, chiar în județul Bacău, au fost un lanț de accidente de circulație, unele dintre ele datorate alcoolului, altele dintre ele datorate oboselii sau neatenției sau agresivității. Noi de aici, din centrul Izvorul Tămăduirii, am tradus aceste lucruri printr-un context mult mai larg, general, și a unor transformări care au avut loc în anul acesta de izolare socială a oamenilor. Personal, ca unul care călătoresc destul de mult și care sunt într-un contact permanent cu oameni din toată țara, cu foști beneficiari de noștri din toată țara, pentru că noi în centrul Izvorul Tămăduirii
și monitorizăm starea de sănătate, de evoluție a foștilor noștri beneficiari, am observat, și nu numai eu, întreaga echipă, am observat că în anul acesta și, dar în ultimul an, foarte mulți oameni au devenit mult mai nerăbdători, mult mai agitați, mult mai anxioși. Au sporit în număr depresiile în comunitățile și mari, dar și în comunitățile mici, la sate. Lucru negativ, pentru că înainte anxietatea, neliniștea, starea de frică și de depresie erau rar întâlnite în satele noastre. Acolo omul își avea o rutină zilnică foarte bine stabilită și foarte sănătoasă din punct de vedere al ocupării timpului. Timpul se desfășura în niște parametri foarte bine definiți. Era gospodăria, munca de la câmp, activitățile intelectuale date de întâlnirea cu familia, întâlnirea cu biserica, întâlnirea cu niște cunoscuți care vizitează de la oraș satul, iar pe final de săptămână era timpul recreativ și timpul dedicat lui Dumnezeu și toată această buclă existențială, surprinsă frumos de filozofii noștri, Mircea Eliade, de exemplu, s-a deteriorat și la țară, încât acolo nu întâlneam oameni deprimați, nu întâlneam oameni neliniștiți, oameni anxioși, oameni care simțeau insecuritatea zilei de mâine, pentru că erau în siguranță, era sănătate, era mâncare, deci sursa de existență era toată și sănătoasă și bio. Acest lucru s-a deteriorat în timp, au apărut anxietățile, neliniștea, frica zilei de mâine, că nu am ce pune pe masă, frica, chiar și teama de moarte, izvorâtă din două componente, depărtare de Dumnezeu, că cel ce crede în Dumnezeu cu tot din adinsul nu se teme de moarte, și lipsa mijloacelor de trai elementare. Așa încât, astea sunt niște factori favorizanți pentru instalarea anumitor dependențe, chiar la țară, unde nu erau chiar atât de prinși în vâltoarea vieții acestei oameni. Așa că avem de la țară, din zonele de rural, o mulțime de bărbați, de femei, de tineri care au apelat la alcool, la droguri, la păcănele și așa mai departe. Pe zona de rural se simte sărăcia, pe zona de urban se simte sărăcia. Oamenii deja într-un an și ceva probabil a scăzut valoarea banului sau foarte mulți sunt în șomaj sau nu mai pot lucra sau nu mai sunt retribuiți cu aceeași sursă, cantitate de monedă. Sunt mai necăjiți, sunt bulversați, sunt deprimați și în aceeași proporție crește atunci și numărul de dependenți, de alcoolici, pe care pe unii dintre dânsii reușim să vină și la noi și pe care să-i putem ajuta. Părinte, calitatea vieții este clar că a scăzut. S-a deteriorat. Nu numai la țară, ci și la oraș, dacă ne uităm. Deja discrepanța este mare între cei ce au și cei ce nu au. Da. Iar pătura de mijloc e pe cale de dispariție, pot să spun. Dumneavoastră aici, cum îi vedeți pe cei care vin? Cum îi simțiți? Dacă această problemă a dependenței, a adicției, indiferent despre care vorbim, este doar cauza scăderii vieții, calității vieții, sau mai sunt și alte motive pentru care se ajunge aici? Și în afară de ceea ce faceți dumneavoastră aici, pentru că aveți o muncă asiduă într-adevăr și cu o echipă foarte bine pusă la punct, și îmi pare rău că în momentul acesta sunt toți plecați la terapii și nu pot să vă prezint pe câțiva dintre ei, măcar doi sau trei pe care eu îi cunosc și i-am văzut, dar au plecat pentru că programul este program și nu se pune problema altfel. Aveți o echipă complexă, o echipă foarte, foarte bine pregătită. Cum îi vedeți dumneavoastră pe acești oameni și dacă se mai poate rezolva în afara acestui cadru, în afara acestui loc, dacă se pot rezolva aceste probleme?
Chiar când ați venit astăzi aici, ați văzut că plecau două rânduri de persoane. Da. Oameni care au venit din nordul Moldovei și oameni care au venit din sudul țării. Unul era la o vârstă mijlocie, celălalt era la o vârstă tânăr, era un tânăr. Pur și simplu nu am putut să îi rețin ca să le oferim ajutor. Nu am avut cui oferi ajutorul, din cauza că au venit la un moment nepotrivit sau chiar și prea târziu. Pentru ei. Pentru ei. Uh-huh. De ce? Din cauza imposibilității de a se deplasa, de a merge, de a-și părăsi localitatea, de teama COVID-ului, da? De teama de a nu se contamina, pentru că într-unii să știți că a intrat teama aceasta groaznic. Adică este o frică groaznică care nu ar trebui să fie așa, ar trebui să fie pur și simplu doar niște măsuri de siguranță și nu o frică în popor de a face ceva ce trebuie făcut. Adică nici până acolo nu trebuie să mergem, încât poporul să fie stăpânit și dominat de frică. Și a spus clar că am amânat să vin la dumneavoastră pentru că mi-a fost frică să nu mă îmbolnăvesc de COVID, vedeam la televizor fel de fel de cazuri și mi-a fost teamă să nu mă contaminez și așa mai departe. Unii au și fricile astea. Marea majoritatea, poate. Să știți. Da. Așa încât o persoană la 55 de ani când vine la tine și este dependent de alcool, dar sesizez clar urmele unor patologii psihiatrice, un început de demență, da, la 55 de ani, cauzată, stimulată de alcool și de consumul de medicamente, de psihotrope, da, combinate. Da. Nu este chiar ușor. Și când îi întreb familia de ce nu ați venit acum un an și jumătate, doi, de când au apărut simptomele, când cam așa au apărut, de vreo 6-7-8 luni. Păi ne-a fost frică. Nu puteam ieși. A fost localitatea noastră în carantină. A fost tot orașul nostru în carantină. Atunci ce să le mai spun? Da. Da. Chiar am trimis omul respectiv la spital să vadă ce face pe neuro, pe psihiatrie și pe urmă poate să ne vedem că în stare de sănătate și va permite. Pentru că este foarte greu să lucrezi cu o persoană care are un început de demență, chiar dacă este vorba de 15% afectat, că este o persoană frustrantă, pierde din amintiri, pierde din detalii și nu-l putem ajuta. Iar în privința unui tânăr din sudul țării de data asta, care nu am cum să-l ajut, consumator de droguri, de nu le mai spun pe nume. N-are rost. N-are rost. Atâta depresie, atâta introvertire, atâta tocire a receptorilor, încât era deconectat efectiv de la stimulii realității din ziua de astăzi, iar emoțional era deconectat cu totul și de mama și de tata și de familie și de la mediul înconjurător. Aproape că spui că o persoană din aceasta este o persoană autistă sau suferă de o schizofrenie sau de altceva. Foarte deconectat. Mai are vreo șansă omul ăsta? Da, are șanse. Și am mai avut cazuri din acestea cu care am plecat la drum și sunt foarte bine chiar medicii care i-au tratat și când i-au văzut, când s-au dus la un control peste 3, 4, 5, 6 luni, s-au minunat și i-au luat și i-au prezentat și celorlalți medici și asistente și uitați-vă cum este și cum a fost, vi-l mai aduceți aminte. Am avut cazuri, adevărate minuni care s-au întâmplat la izvorul tămăduirii, însă vă spun că o persoană care vine cu niște elemente de boală, de patologie, de natură psihiatrică, pentru că a amânat atât de mult ajutorul, cerutul ajutorului și acceptarea lui, este o persoană care va consuma foarte multe resurse, pentru că eu de aici am dat o recomandare către un spital de psihiatrie unde va sta internat, evaluat, investigat, administrat tratament, ajustat tratamentul în spitalul respectiv, da? Este vorba despre vreun 20 de zile,
3-4 săptămâni. Vă dați seama că o persoană din asta consumă foarte multe fonduri de la Ministerul Sănătății, sau din banii noștri până la urmă, nu? Da. Iar apoi, după aceea, să venim să parcurgem după ce se produce o reechilibrare a chimismului creierului și devine o persoană cât de cât echilibrată și capabilă să facă față mediului nou și unei terapii, după aceea urmează un program terapeutic pe care îl facem în centrul rezidențial, pe toate palierile acestea, bio, psiho, socio și spiritual, în care folosesc efectiv la maxim puterea de muncă și experiența echipei mele, a doamnei psihoterapeut, a doamnei psiholog clinician, a psihologului adictolog, a consilierului pe adicție, a consilierului spiritual și nu mai vorbesc de celelalte terapii complementare care sunt concepute spre a-l ajuta pe dependent pe drumul acesta, pe calea aceasta pe care îl angajăm el împreună cu noi pe traseul acesta al recuperării. Și avem terapeuta ocupațională care lucrează pe diferite tehnici de terapie ocupațională. Terapia emoțională, unde întâlnim în permanență efortul imens al psihologilor de a-i reconecta pe oamenii aceștia care s-au desprins dintr-o lume a emoțiilor normală și trăiesc doar într-o realitate emoțională a lor. Ei de foarte multe ori sunt surzi, sunt muți și orbi din punct de vedere emoțional și nu mai pot fi afectați sau nu mai pot simți eventual nici starea de prezent, dar nici consecințele consumului de alcool, de droguri, de jocuri, de noroc. Din cauza aceasta, până nu punem la punct aceste detalii cu o persoană, da, nu putem vindeca, recupera. De asta procesul de terapie și tratament al dependenților este mult mai sofisticat decât ar spune un psiholog din ăsta care a făcut o școală la un SRL didactic, indiferent ce poartă numele lui, care a eliberat o diplomă de asta de 3 ani de zile, ăla n-are nicio șansă. Vă spun clar și vă spun în fața tuturor că un psiholog cu o pregătire precară și fără o bază de cultură solidă, de cunoștințe istorice, filologice, filozofice, de biologie, de chimie, de fizică, de anatomie, de neuroștiințe, n-are nicio șansă, doamnă. Pentru că dependenții de alcool, dependenții de droguri, să știți și spun iarăși pentru toată lumea, nu sunt niște idioți, nu sunt niște oameni proști, nu sunt niște ratați. Dimpotrivă, sunt oameni, uneori, unii dintre ei, geniali în gândire, extraordinari în ceea ce privește emoția, sentimentele de dragoste, sentimentele, sunt extraordinari, dar ei nu au fost înțeleși, nu au putut fi integrați de o lume care este tot mai grăbită, tot mai disperată după valori și după bunuri materiale și foarte puțin orientată către niște valori spirituale. Bunurile, cum spune Scriptura, exact, dispar, vin furii și le fură, molii le mănâncă, ruginile le distruge. Dar valorile spirituale, alea sunt perene, sunt veșnice. Păi onestitatea, iubirea, dragostea, sinceritatea, mintea deschisă, bunăvoința, îngăduința, toleranța. Ăstea definesc pe noi, nu ne definesc pe noi banii. Mi-ați aruncat mingea la fileu, părinte, vă rog. Sunteți preot. Și așa cum cei care au citit Biblia și care vin la biserică și la Sfânta Liturghie sau au cunoștințe despre ceea ce spune în Biblie, spune foarte clar în Apocalipsă că cernerea este acum. Iar noi vedem lucrul acesta. Deci se alege bobul de neghină. Vreau să vă zic ceva. Vă rog. Cernerea, sita, da? A fost dintotdeauna. Da, a fost întotdeauna. Dar acum o vedem vizibile noi. Știți de ce? Pentru că ne-au scăzut nouă puterile duhovnicești. Ne-au scăzut nouă, s-au împuținat puterile spirituale, pentru că ne-am depărtat mai mult de Dumnezeu. Cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, nici nu mai sesizezi că este o cernere. Pentru că ești cu El acolo. Dar cu cât ne depărtăm mai mult, furați de grijile lumii, de televiziune, de lăcomie, de averi, de haine, de frumusețe, de griji lumești, cu atât observăm sita. De ce? Se pare că suntem și nu trecem printre găuri. În momentul în care suntem aproape de Dumnezeu, nu mai vedem cernerea. Vedem doar pe ceilalți care suferă, vedem doar pe ceilalți care au nevoie de ajutor, vedem pe ceilalți care au nevoie de dragostea noastră. Și ne îndreptăm către ei.
Dar când ne depărtăm de Dumnezeu, simțim și întunericul, simțim și frigul, simțim și frica, simțim și ura, simțim și nesiguranța, pentru că astea nu țin de Dumnezeu. Cel ce este aproape de Dumnezeu nu îi lipsește nimic. Nu are nevoie nici de bani, nu are nevoie nici de mașini, nu are nevoie nici de lux, pentru că el este bucuros și este împlinit. Este mulțumit de viața lui. Calitatea vieții în apropiere de Dumnezeu este maximă. Pentru că omul, apropiindu-se de Dumnezeu, de fapt tinde către desăvârșire. Dar nu este un proces ușor. Uneori și mie, ca preot, deși acesta mi-este scopul, mântuirea și îndumnezeirea mea, tinderea mea către îndumnezeire, nu mi-este ușor. Mi-este dificil și mă surprind adeseori cu neputințele și cu slăbiciunile mele, pe care încerc să mi le corectez. Să nu credeți că sunt foarte îngăduitor cu mine. Nu sunt îngăduitor nici eu cu mine. Îmi sesizez neputințe, îmi sesizez lipsuri. Am oameni în jurul meu pe care i-am și rugat atunci când fac ceva ce nu este corect sau nu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu, să-mi atrag atenția și nu mă supăr. Și chiar nu mă supăr. De ce? Pentru că în felul ăsta sunt onest cu mine. Dacă mă mint eu pe mine, eu, Părintele Liviu Burlacu, nu mă pot înălța, nu pot progresa. Dacă sunt onest cu mine și smerit cu mine și cu ceilalți atât cât pot, da, progresul va fi permanent. Vi s-a întâmplat? Da, mi s-a întâmplat, ce credeți? Eu chiar am rugat și pe doamna psiholog, și pe psihologul celălalt, și pe Emanuel, și pe ceilalți. Când vi se pare că eu greșesc, îmi spuneți și atunci am să mă autoevaluez și am să vă cer și părerea voastră. Și cu asta basta. Pentru că eu le spun lor când mi se pare că este ceva incorrect. Ei de ce să nu-mi spună mie? Nu vi se pare corect? Frumos, frumos. Da, adică Mântuitorul ne spune clar. Ce așteptați ca alții să vă facă vouă, voi să le faceți lor. Și atunci aplicăm și reciprocă. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, suntem în progres. Vedeți, ei chiar erau în punctul de a intra în terapiile pregătite pentru ziua de astăzi, pentru cei din centrul Izvorul Tămăduirii, când ați venit dumneavoastră. Eu chiar dacă le-am spus că aș vrea să le iau un interviu sau să vorbim ceva cu dumneavoastră, ei chiar nu aveau cum, pentru că dincolo îi așteaptă pe fiecare câte 5 oameni. Da, tocmai ce am spus. Da, ați văzut. Deci noi ne cunoaștem rolurile, ne cunoaștem puterile, ne suplimentăm și ne ajutăm unii pe alții acolo unde întâlnim câte un caz mai dificil. Și am avut și sunt cazuri dificile, mai ales în ultimul timp. Asta cred că și voiați să vă zic sau intuiesc eu că era interesant de vorbit. Cazurile de dependență de alcool care ne vin astăzi sau săptămâna aceasta nu se aseamănă în ceea ce privește gravitatea, în ceea ce înseamnă elementele de detaliu, în niciun fel cu cele de acum un an, cu cele de acum de 2 ani, cu cele de acum de 3 ani, sau de 4, sau de 5, sau de 10 ani de când suntem noi. Cazurile dependențelor și dependenții de alcool, de drog, de joc, de noroc, detaliile bolilor lor, a neputințelor lor, au crescut, s-au multiplicat, așa încât cazurile de astăzi sunt mai dificile decât cele de anul trecut. Sau de acum 2 ani, sau de acum 3 ani. Vreau să vă întreb, am văzut în programul ăsta estival la mare că au început cu, și eu am rămas uimită, un fel de gaz din baloane. A, da. Deci n-am înțeles exact despre ce e vorba, nu știu. Dumneavoastră, spuneți-mi dacă ați avut cazuri de genul și dacă într-adevăr dau dependențe. Pentru da, nu am avut cazuri. Dar ați auzit cu siguranță. Este cunoscut că, nu știu cum să vă spun ca să nu dau sugestii. Da? Pentru că foarte mulți nu știu cu ce să mai pot droga. Se aseamănă cu aurola, este suficient cu să vă spun că gazul utilizat în anestezia generală, da, folosit în doze mai mici, este halucinogen, da? Și seamănă cu efectul produs de gazul acela în anumite doze, seamănă cu efectele produse de anumite alte substanțe. Păi
părinte, de unde Dumnezeu acum... Se găsește oricine, deci orice dependent de droguri, acum dumneavoastră să mă întrebați de unde au heroină sau de unde au... Nu, gazul ăsta, da, care spuneți că este pentru totul anestezie. Totul se găsește, totul se poate cumpăra, totul este de vânzare într-o lume liberă. Cine e de vină pentru chestia asta? Nimeni nu este de vină. Noi suntem de vină că alegem greșit să trăim în lumea asta și să procedăm ca atare. Nu vedeți dumneavoastră că mergeți pe drum și în fața dumneavoastră este o mașină și își aruncă deșeuri de la Mec, da, pe drum? Da. Ce poți să spui atunci? Este... De unde să înveți asta? De pe internet, de la învățământ online? Da? Sau nu vedeți dumneavoastră că veniți pe E85, unde au fost accidente mortale? Personal am mers. Și nu te lasă, deci sunt atât de agresivi unii șoferi, deci nu te lasă. Chiar mergeam pe banda de lângă axul drumului, că una singură este de lângă acostament, nu este bandă de circulat. Da. Da? Și din spate, deci se lipea de mine și flash-uri și... Zic, dacă vrei, dacă vrei să mergi, zic, de ce nu mă depășești, că este liber, și o să iau în gândul, da, meu. Da? Am ridicat la 60, am ridicat mai mult, am depășit și legalul în localitate. Nu, el pe acolo vrea să treacă și să mă dau deoparte. Zic, merg la regulamentar în gândul meu. Deci oamenii au devenit agresivi, fără răbdare, iritați, nervoși. Da? Să vedeți cum o să fie generația asta care învață online peste 3, 4, 5 ani. Să vedeți câți oameni care nu vor ști să scrie vom avea, care vor uita literele, care vor uita să citească și să scrie. Nu mai vorbim de caligrafie. Dumneavoastră, eu, noi am prins caligrafia aia când am făcut zeci de sute de pagini cu cuvinte, cu litere, pentru a scrie frumos. Da. Și încă scrim urât față de cum scriau cei de acum un secol. Așa este. Da. Parcă este poză scrisul de acum un secol al lui bunicu sau... Uh-huh. Da. Cu acele litere care... Da. Acum sunt cursuri. Da. Pe cineva în Piatra Neamț, chiar o bună cunoștință, am avut-o și eu în emisiune. Vreau să spun, e vorba de Gabriela Zamă, puteți o și căutați dacă doriți pe internet și o găsiți cu siguranță, care face cursuri de caligrafie extraordinar. Foarte frumos. Extraordinar. Da. V-ar prinde bine aici așa ceva. Nu aici ar trebui, nu numai aici, și aici într-o oră, două pe săptămână, dar să nu credeți că noi nu facem caligrafie. Da? Da, pentru că fiecare beneficiar din centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii are săptămânal un 2-3 teme în care trebuie să scrie 5, 6, 7, 10 pagini. Deci într-o săptămână scrie obligatoriu o persoană de aici măcar 20-30 de pagini de caiet studențesc și eu îi rog să scrie frumos, că nu am timp să citesc scrisuri de alea de doctor. Și ce scriu ei acolo? Au teme pe acceptare, pe iertare, eseuri, povestit efectiv episoade din consum, consecințe ale consumului, le și trecem în scris unele în caietele lor de lucru. De ce? Pentru ca să nu fie doar vorbe, că vorba zboară și scrisul rămâne. Și nu se poate fi verificată vorba, da. Ei sale lor, dar pentru... cognitiv, rațional, avem nevoie să-și scrie. Și rog să scrie frumos. Pentru telespectatorii noștri, vă rog să spuneți cât de important este să scrii în viață. Doamne, este la fel de important ca și cum ca și importanța rugăciunii, este importanța scrisului. Deci, cât de importantă este rugăciunea în mântuire, atât de important este scrisul și cititul pentru ca un om să devină un om... Hai să nu zic de cultură, că este pretențios. Un om instruit, un om citit. Afară de faptul că este foarte important să citim cărți și dacă mai, acum, pentru că timpul s-a comprimat și dumneavoastră vedeți că ne rămâne foarte puțin timp pentru citit, cu atât mai puțin timp pentru scris. Dar de ce este bine să scriem? În mod special să scriem. Dumneavoastră am să vă spun și din punctul de vedere a ceea ce se întâmplă aici. Dumneavoastră am să vă spun și mă veți înțelege. Cei care au scris și au învățat scriind mă vor înțelege. Cei care învață acum tastând nu mă vor înțelege. Vă aduceți aminte când eram elev în clasa a 5-a, a 7-a, a 12-a sau nu știu ce clasă, ca să rețin un anumit lucru sau o poezie sau... O scriam o dată sau de două ori și ea rămânea întipărită în cap, era memorat.
Da, memoria vizuală. Da, foloseam memoria vizuală, mai ales cei care sunt dotați cu o memorie vizuală foarte bună. Uh-huh. Rețin numai din caiet, știam rândul, știam schematic, știam unde este cuvântul sau ideea respectivă. Foarte mult eu m-am bizuit pe memoria vizuală și nu aveam nevoie să citesc decât odată ce aveam notițe luate sau cursurile luate. Pentru că știam schematic ce idee am pe pagina a doua, pe a patra, pe a douăzecea. M-a ajutat foarte mult. Scriind, nu mai zic de citit, spuneți că nu este timp de citit. Este o groază de timp de citit, dar care este risipit în detrimentul altor ocupațiuni care sunt dăunătoare. La jocuri de noroc nici nu știți când a trecut o oră și au pierdut 5.000 de roni. La internet, la stat pe chat-uri din alea de ochiate care produc și dependență, nici nu știți cât de repede trece o oră, ca 5 minute. Asta și e altă dependență. Altă dependență. Vă dați seama, în două ore un om poate să citească, dacă are exercițiul cititului, 70 de pagini sau 35 de pagini de A4. Mhm. 40 de pagini. În 40 de pagini putem avea surprinsă o teorie. În 40 de pagini putem avea prins un curs, da? Despre dragoste, despre Dumnezeu, despre om, despre familie, despre biserică, despre copii. Deci în două ore putem citi un curs de 40 de pagini. Și tot ne rămâne ceva. Vă dați seama cât timp irosește lumea de astăzi pe lucruri deșarte, pe lucruri fără nicio valoare. Aici noi nu risipim timp. Avem în fiecare zi, cu fiecare dintre cei care ajung în centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii, cel puțin 4 intervenții, 4 ședințe de terapie pe zi. Asta înseamnă cel puțin 6, 7, 8 ore pe zi de terapie, în care și scriem, și citim, și psihologim, și consiliem, și psihoterapie, și ergoterapie, și terapie ocupațională, și terapie emoțională. Deci în 8 ore pe zi este imposibil într-o lună de zile să nu schimb un om. Este imposibil. Mai ales când procesul acesta de terapie și tratament este precedat de o anamneză făcută de noi, deci o baterie de teste, o baterie de întrebări și răspunsuri, de evaluare pe cele 4 dimensiuni, bio, psiho, socio și spiritual. Ei, când scoatem acest teanc de investigare a unei persoane, știm exact ce avem de făcut. Și este imposibil într-o lună, o lună și o jumătate să nu plece de aici omul altcineva. Este imposibil. Lucrul ăsta, și asta atrag atenția, nu poate fi cu putință, nu are cum să fie posibil la un psiholog, cât ar fi ăla de deștept și de priceput. Văd că accentuați foarte tare lucrul acesta. Știți și de ce? Și ați mai spus și în alte emisiuni. Știți pe care le-am ce? Făcut împreună. Din cauza că sunt o mulțime de absolvenți de diferite psiho-ho, cum le zic eu, da? Proprietari al diferitelor diplome eliberate de tot felul de SRL-uri didactice, care habar nu au cu ce să mănâncă problema asta a dependențelor și vând la iluzii, sunt adevărat șarlatani și scroci. Pentru că am avut aici, nu, chiar așa este, unii dintre ei, nu toți, am avut aici persoane dependenți de alcool sau de drog sau de joc sau de sex care au venit. Și eu întreb, ai mai fost la vreun spital? Ai mai cerut ajutorul cuiva? Păi am mai fost la un psiho-ho. Și? Păi am fost de vreo 7-8 ori și până m-a abandonat. Zic că nu are ce să-mi facă nimic. Că nu poate să mă ajute mai mult. I s-a părut că eu nu cooperez sau că nu colaborez. Păi da, un dependent de alcool chiar nu colaborează în stadiul inițial. Sau un dependent de droguri chiar nu poate colabora. Se întâlnesc două lumi diferite. Se întâlnesc două realități diferite. Realitatea dependentului și realitatea în care trăim. Realitatea emoțională în care viețuiește dependentul respectiv și realitatea noastră în care trăim noi. Pe un dependent de alcool, de drog, de joc, el este copleșit de rușine, copleșit de vină, copleșit de durere. El este un neînțeles de ceilalți, este un neacceptat de ceilalți, este un stigmatizat, un condamnat. Da. Marginalizat, izolat și ce mai vreți. Păi ei, lumea aia în care se întâlnesc sentimentele astea profund dureroase,
da? Vor naște comportamente de apărare teribile din partea lui. Ce treabă are lumea aia, despre care am spus acum, cu lumea noastră? Pe când se întâlnește un psihoabsolvent de ăsta care nu a făcut, n-are în picioare niciun fel de practică cu un dependent, ce să facă cu ăla? Îl dărâmă un dependent. Îl distruge, îl desființează. Îl lasă fără mască. Părinte, ce te faci cu omul care are o dependență, nu o recunoaște, nu se duce nici la psiholog, că poate psihologul i-ar recomanda să vină la un centru de genul ăsta? Niciodată, foarte rar. Vorbiți serios? Vorbesc foarte serios. Vorbesc foarte serios. Au fost învățați de anumite de ăștia, de SRL-urile didactice, ca să-ți ia bani cât mai mulți, nu-ți spune că ești prost, îți spune că vei deveni foarte deștept. Ați înțeles? Și ei ies de acolo, dobitoci, dar se cred deștepți. Puteți să dați asta și pe post. Și ăla nu-ți va spune niciodată, prostul care nu e prost destul este și fudul. Ăla nu-ți va spune niciodată unui dependent că eu nu pot să te ajut. Lucru care se întâmplă aici. Ăla te-am spus că nu pot să te ajut. Mergi și fă aia și aia și aia și aia și pe urmă încercăm. Acum n-are rost să-ți vând iluzii. Și eu aici, în izvorul tămăduirii, împreună cu echipa mea, ne-am propus să nu vindem iluzii. Ne-am propus să nu fim șarlatani, să nu fim escroci. Da? Asta vreau să fac. Adică vrem să fim onești și să ajutăm în măsura în care putem să ajutăm și în măsura în care ajutorul nostru e acceptat de cel care ne-l cere. Pentru că suntem oameni cu frică de Dumnezeu și știm că dincolo de aici vom da un răspuns pentru ceea ce facem. Sper să fie clar. Am apăsat lucrurile astea și sper să fie clar. Părinte, discutam ultima oară când am venit noi aici, când am făcut emisiunea, acum 2 ani parcă, înainte de pandemie. Și spuneați dumneavoastră că vreți să vă mai lărgiți spațiu. Ați mai reușit? Nu, nu se poate. Nu se poate. Nu se poate, din mai multe motive. Am preferat, decât să ne mărim capacitatea cu 3, 4, 5 persoane, am preferat să lucrăm mai mult cu cei pe care i-am, ca să plece mai bine. Tocmai v-am spus mai înainte un pic, au venit cazuri mai complexe și mai dificile decât înainte și care necesită mai mult timp și mai multă intervenție. Și atunci aș fi scăzut calitatea actului socio-medical. Și am preferat să rămânem așa. Ne-am mai adăugat în echipă colegi care să lucreze, asistent social, care să ne ajute mai mult la parte de dosare și de hârțogăraie, cum le spun eu, care mănâncă foarte mult timp. Am externalizat servicii privind ITM-ul, privind celelalte lucruri care țin de scriptologie către persoane care sunt autorizate și care să nu le facă asistentul sau cineva dintre cei din echipă, tocmai pentru ca timpul nostru rezervat și dedicat dependenților, celor care suferă și care au nevoie realmente de ajutorul nostru, să fie mai mult și mai cu folos folosit. Ați avut în ultima perioadă că dumneavoastră aveți aici pe cicluri, pe o perioadă de timp. Programul de terapie este deschis. Adică 1, 2, 3 își termină programul, 1, 2, 3 intră în program. Așa încât pe tot parcursul programului de terapie, noul venit, cel care a cerut ajutorul și a fost acceptat în program, da, este preluat și integrat alături cu psihologii și consilierii de toți ceilalți care deja au o săptămână, două, trei, o lună în centru. Așa încât este ca o intrare într-o lume nouă în care există foarte multă dragoste, este foarte multă îngăduință, răbdare, acceptare din partea celorlalți care sunt în centru. Noi și spunem aici și aplaudăm pe noul venit întotdeauna și îl aplaudăm și spunem bine ai venit, pentru că cel care este nou venit și aflat într-o suferință atât de dureroasă este cel mai bun profesor al nostru. Interesant. Noi ne aducem aminte cu fiecare nou venit cum eram, cum am fost, cum suntem și cum ne dorim să fim. Într-un fel efectul oglindă. Mult mai mult de atât. Am spus da. Într-un fel, da.
De asta dinamica din centru rezidențial este o dinamică extraordinară pe care nu o veți putea întâlni nici într-un cabinet de psihologie, nici de un fel, pentru că aici este o echipă, dar o echipă care are în picioare ani mulți de practică și nu în tot felul de direcții și de domenii, ci exact pe dependențe. Refuz, efectiv, să știți că refuz o mulțime de alte problematici de natură psihologică a unor oameni care ne cer ajutorul. Pentru că, să știți, din exterior, din oraș, de prin împrejurim și din țară, sunt foarte mulți oameni care ar vrea să fie, să parcurgă pentru depresie, pentru anxietăți, pentru fobii, pentru atacuri de panică, pentru diferite probleme și efectiv îi refuzăm și le spunem că nu oferim ajutor pentru exterior, ci parcurgem doar terapie, program, tratament, dependențe de alcool, droguri, jocuri și altele. Foarte bine că ați specificat lucrul ăsta, pentru că, părinte, eu am primit pe privat, pe Messenger, pe, mă rog, chiar și pe telefonul meu, am primit mesaje de la oameni din țară, unii mulțumind pentru emisiunile pe care le facem și că am făcut cunoscut faptul că dumneavoastră existați și ați ajutat mulți oameni. Pe de altă parte, și oameni care mi-au scris că au fost și n-ați putut să-i ajutați și au plecat nemulțumiți. Bineînțeles că dacă dumneavoastră considerați că nu se poate și nu puteți ajuta, așa cum ați spus, sunteți corect și spuneți, nu mințiți și nu păcăliți lumea. Ok? Pentru telespectatorii noștri, acest lucru vreau să îl mai confirm o dată, părintele, aici și acum, pentru că, într-adevăr, după cum ați văzut, a spus și dânsul, nu lucrează înșelând oamenii, ci doar vrând să-i ajute cu adevărat și să ajungă la rezultate foarte bune. Părinte, 5 minute din această emisiune. Cu alte cuvinte, nu facem ceea ce nu ne pricepem. Perfect. Aș vrea pe final de emisiune să mai concluzionați o dată și eventual poate să veniți cu recomandări, cu recomandării telespectatorilor noștri pentru a evita de a se ajunge în cazuri foarte grave și irecuperabile. Ați oftat atât de tare, îmi dau seama cât este de greu. Doamna Gina, sunt atât de multe lucruri de făcut și de schimbat în țara asta, pentru a nu mai ajunge atât de mulți de oameni și tineri și băieți și fete în suferința asta provocată de droguri, de alcool, de jocuri, încât nici nu știu cu ce ar trebui să încep. Cel mai mult, haideți să vă spun cel mai mult, marea problemă în ultimii 20 de ani la noi, pentru că avem atâția copii care se droghează cu diferite droguri și nu mai spun de care, este lipsa mamelor. Mamele au uitat să fie mame. Au crezut că luându-și două, trei joburi sau plecând în străinătate pentru un ban, oferă copiilor lor o viață mai bună. S-au înșelat amarnic. Le-au distrus viața. Le-au furat copilăria. Pentru că banii nu țin loc de mamă. Al doilea lucru care este de făcut, învățătorii să fie și profesorii să fie învățători și profesori. Ei să nu fie pentru elevii lor doar niște reportofoane sau magnetofoane sau calculatoare care redau și transmită niște informații. Pentru că nu aia interesează pe copii și nici pe părinții copiilor. Învățătorii și profesorii, ei trebuie să fie niște modele pentru copiii pe care părinții îi aduc la școală. Și să fie conștienți acești învățători și profesori că părinții atunci când vin și aduc la școală de mânuță un ghemotoc de copil, își aduc comoara lor. Este bunul cel mai de preț pe care ei vin și îl aduc la învățător. Să aibă grijă de el, să-l învețe. Când eram mică și mă ducea de mânuță la grădiniță. Nu sunt învățătorii conștienți de lucrul acesta, că părinții își aduc și își lasă în mâna profesorului sau învățătorilor bunul cel mai de preț, copilul lor. Ei trebuie să le fie modele, să le fie ca al doilea rând de părinți la școală. Și atunci copiii aia vor crește copii educați. Părinte 1 și părinte 2, părinte. Ei, da. Pe urmă, ar mai fi nevoie în țara asta preoții, frații mei, să fie preoți
și părinți, pentru că asta înseamnă preot și părinți, și să iubească pe membrii parohiilor lor, pe enoriașilor, fie că să vorbesc despre preot ortodox sau catolic sau de celelalte culte, să-și iubească ca și cum ar fi copiilor, indiferent că acești oameni enoriași, aceștia credincioși, aceștia au 2-3 luni de zile, nou născuții, sau că au 70, 90, 100 de ani și se pregătesc să pășească dincolo. Și atunci n-am mai avea atâtea dependențe, n-am mai avea atâtea suferințe, nu am mai avea atâtea boli sufletești care rănesc societatea asta noastră, țărișoara noastră, și ruinează sufletul și temelia unui neam întreg. Dar n-ați spus nimic despre bolile trupești. Pentru că și sistemul sanitar suferă foarte tare și doamna, ne ajută doamna doctor. Doctor deci de suflet, gena în viața în armonie. Da. Se pot spune și despre sistemul sanitar, dar acolo măcar sunt oameni deștepți și ei au fost hăituiți de nu se vede de una și jumătate, spitalele și medicii. Ce să le mai spun? Iau un jurământ să-l respecte și destul atât. Corect. Stimați telespectatori, este într-un fel așa, m-a durut când a oftat părintele, când l-am întrebat ce e de făcut. Și recomandările pe care ni le-a dat, cred că sunteți convinși că vin din sufletul lui, pentru că el lucrează cu sufletul mai întâi și pune suflet în tot ceea ce face și de asemenea și oamenii de aici. Pot să vă spun că reîntâlnirea de astăzi m-a tulburat puțin. Semnalele de alarmă pe care dumneavoastră le trageți ar trebui să ajungă undeva acolo sus, la capul acestei țări care ne conduce. Și să facă în așa fel încât să rezolve problemele, nu să încerce să le rezolve. Pentru că, așa cum spunea și părintele, dacă fiecare și-ar vedea de treaba lui și-ar face lucrul așa cum trebuie, n-am fi ajuns aici și poate că dacă măcar de acum încolo s-ar face ceva, s-ar mai ușura puțin viața noastră din multe puncte de vedere. Dar până atunci, părinte, eu vă spun că vă mulțumesc pentru că existați, pentru tot ceea ce faceți aici. Telespectatorilor, celor care au nevoie de ajutorul părintelui, îl pot găsi aici la Izvorul Tămăduirii din Bacău, îl găsiți pe Facebook, acolo aveți toate numerele de telefon pe care și pe pagina lui personală și pe pagina Izvorul Tămăduirii și cu siguranță în momentul în care veți veni, veți găsi în primul rând o îmbrățișare caldă care vine din suflet și asta cred că contează foarte mult. Când am intrat astăzi pe poartă, prima dată, părintele ne-a îmbrățișat. Ce vreți mai mult decât atât? Și cu fiecare în parte face la fel. Dacă te privești ochi în ochi, dacă relația este empatică de la suflet la suflet, așa cum face părintele cu toată echipa lui de aici, cu siguranță o parte din problemele pe care le are cel care vine și cere ajutorul se rezolvă sau este rezolvat. Părinte, mulțumesc cu toată dragostea pentru că ne-ați primit astăzi aici, că ne-ați vorbit atât de frumos și vă doresc din tot sufletul sănătate întregii echipe și în mod special dumneavoastră care aveți atât de multă treabă aici. Mulțumim, Doamne ajută, aceleași calde urări și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Să ne revedem sănătoși, să aveți un parte de o viață frumoasă și nu uitați că Dumnezeu ne iubește și că fără iubire nimic nu se poate. Totul este de la Dumnezeu și totul se întoarce la Dumnezeu. Depinde cum dăm, aceea primim. Zi frumoasă să aveți, binecuvântări cerești și vă dorim tot ce-i mai bun pe lumea asta. La revedere! Doamne ajută, la revedere!